Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Ne vedem în toată țara dacă sunteți abonați ai Digi, RDS, RCS, ne recepționați pe canalul 123. Dacă sunteți în rețeaua Telecom, ne găsiți la numărul 125. În Vodafone UPC suntem la poziția 804, iar în Orange ne găsiți pe canalul 32. Ce să mai ne vedem pe toate rețelele de cablu. Iar acum să vă povestesc despre invitata mea pe care cu siguranță o îndrăgiți. Este un happy maker, adică prin ceea ce te face te ajută să fii fericit. Căci uneori avem nevoie de ajutorul unui specialist care să ne facă să vedem că fericirea este în interiorul nostru, să elimine limitările, blocajele pentru a putea găsi în jurul nostru oportunitățile. Vorbim despre fericire cu Cerasela Rogen, coach și speaker motivațional. Dezvălui în cele ce urmează ce înseamnă fericirea. Bine venit, Cerasela! Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos de invitație și mai ales mulțumesc frumos de subiect, pentru că este unul din subiectele mele preferate, își puteți spune. De aceea l-am ales ca să dăm așa telespectatorilor o oază de energie bună. Să le dăm un boost de fericire. De fericire, nu? Și să vină așa lumina. Exact! Uite, vreau să te întreb dacă tu ți-ai dat seama sau când ți-ai dat tu seama ce înseamnă fericirea pentru tine? Pentru că mulți așa avem o părere cam ce înseamnă fericirea. Pentru mulți înseamnă să ai bani, să ai o casă, să ai mașină, nu știu, și așa mai departe. Pentru alții înseamnă să ai o familie, să fii sănătoși. Dar tu, când ți-ai dat seama ce înseamnă fericirea? Destul de târziu m-am dat seama, la 40 și ceva de ani, ce înseamnă fericire. Și chiar aș vrea să lămuresc, pentru că noi folosim foarte multe expresii: să te iubești pe tine, să fii fericit, stimă de sine. La care, când întrebi oamenii cu adevărat sensul, îmi dau seama că nu îl au exact așa cum ar trebui. Confundăm foarte mult fericirea cu scopurile. Scopurile sunt un lucru, fericirea este un alt lucru. Avem senzația, când îndeplinim un scop, să am o casă, când o să am un copil, când o să fiu iubită, când o să fiu iubit, când o să am mașina X, scopurile n-au nicio legătură cu fericirea. Și vă puteți uita retroactiv în viața voastră și o să vedeți acolo că de fiecare dată când ai făcut copilul, la urmă țipi prin parc, nu știu ce face, nu mai ești așa fericit. Ai casa și după 2-3 zile deja ți se pare mult în casă de curățat și așa mai departe. Adică ideea este următoarea: noi confundăm acest sens de fericire. Fericirea, o să explic foarte simplist așa, fericirea este o emoție. O emoție deținută de noi. Imaginați-vă metaforic, avem o cutiuță frumoasă așa din catifea în care avem toate emoțiile și singurii care au cheia sau singurul care are cheia acestei cutii ești doar tu. Adică emoția de furie, de nervi, de fericire, de bucurie, de iubire, cum te simți tu în general. Orice emoție este în mâna ta. Și vă dau un exemplu. Se spune că stai cineva calea și chiar a greșit, adică tu erai în drumul tău și era să faci accident. Tu poți să te superi pe omul ăla, să te enervezi, dar singurul pe care îl pedepsești ești tu. Și pentru că emoțiile sunt ale tale, poți să alegi să-l binecuvântezi, să nu facă naiba un accident mai încolo și să-ți vezi de drumul tău și de viața ta frumoasă și de lucrurile tale, să zici: Doamne, ce bine că nu s-a întâmplat nimic. Sau să-ți strici toată ziua și să povestești tuturor cum era să faci, cu ce era să se întâmple și așa mai departe. Dar, nu știu, fericirea, să zicem, e alta la 20 de ani, e alta la 30 de ani sau trebuie să fie, așa cum vorbeai tu, o emoție constantă în viața? Ce vă explic eu este adevărata fericire și falsa fericire. Adevărata fericire o regăsim 99% în viața noastră, nu înseamnă acel entuziasm și punctat de bucurie extraordinară când achiziționăm ceva. Aia e falsa fericire. În momentul ăla te bucuri pe moment că ai casa, ai copilul, ai soțul, ai soția, rochița foarte frumoasă, apropo, te-ai îmbrăcat foarte frumos, ca de obicei, ești o prințesică. Și clar, și îmbrăcămintea și casa ne dă o stare. Pe moment este ca un fel de, cum să spun, ca un lucru care îți dă un entuziasm pe moment și la urmă cazi în aceeași stare cu care ești obișnuit să trăiești. Despre ce vorbesc eu este total altceva. Este starea de mulțumire și recunoștință, atenție, că existi, că ești unic și ai primit aceste două daruri infinite, extraordinare, nu sunt infinite, sunt finite, dar ca idee mie mi se pare infinite, fantastice, extraordinare.
fără să faci un concurs, fără să plătești pentru ele, deci viața și unicitatea de neută unică și amprenta ta unică, unicitatea în acest univers, sunt extrem de valoroase. Ele sunt bazate pe verbul a fi, da? A avea și a face, dacă ți iau verbul a fi, adică nu mai existăm, nu mai au nicio importanță. Ele nu mai există fără acest lucru. Și vreau să dau un exemplu. În momentul în care te scoli dimineața și ești recunoscător, mulțumești că vezi cerul, mai ales acum că a venit primăvara, că poți să te dai jos din pat, că poți să mergi, că existi, că respiri, mai ales în perioada când totul peste spre plămâni, da, respirație, da. Că respiri, că e simplu pentru tine să respiri, că e simplu pentru tine să vezi. Că ai o familie, că ai cei dragi, că sunt bine. Nu, că existi. Doar că existi, de să nu doar te gândești la ceilalți. Tot, nu să nu te gândești la ceilalți. Confundăm scopuri din afară care nu sunt în mâna noastră, că aici vreau să ajung, cu fericirea noastră. Scopurile din afară nu depind de noi. Deci înseamnă nu o să fim fericiți niciodată. Pentru că un copil se îmbolnăvește, pentru că un soț sau o soție poate să plece sau poate să plece mai sus, adică să nu mai existe, da. Sau poți să divorțezi. Dacă fericirea noastră depinde mereu de aceste lucruri care nu sunt în mâna noastră, n-ai cum să fii fericit. Vei fi mereu frustrat, ca să se numească așteptările tale, scopurile tale. Adică, hai să luăm așa, fericirea înseamnă mâna stângă, adică această mână, și scopul înseamnă acest lucru. Și înseamnă așa, când o să am... De obicei când suntem copii începem așa: când o să fiu adult, o să fiu eu și fac ce vreau, o să fiu fericit. La urmă spui: când o să câștig, nu știu, 1000 de euro pe lună, o să fiu fericit. Când o să mă mărit, o să fiu fericită. Când o să am copii, o să... Nu ajungi niciodată, absolut niciodată, la această fericire, pentru că o condiționezi, că familia e sănătoasă. Exact, vezi? Da, este da, reflex, da, da. Asta spuneai. Dar asta nu se întâmplă și nu depinde de tine și nu se întâmplă permanent și se pot îmbolnăvi și se pot întâmpla accidente, se pot întâmpla lucruri. Eu nu știu, nu spun că atunci când ai lucruri dificile și provocări în viața ta, stai, iuhu, eu sunt fericit. Dar dacă inversăm aceste lucruri și punem pe primul loc starea de bine, hai să o numim așa ca să nu o numim pompos fericire, și primul lucru, sunt recunoscătoare doar că eu respir, că exist, pentru existența vieții mele, nelegată de alte lucruri, câți ani am, cum e sănătatea, ce fac copiii, câte mașini am, câți bani am în buzunar, deocamdată sunt oricum mulțumit. Pe baza asta de a fi mulțumit că existi, orice lucru îndeplinești, familia sănătoasă, tu bine, mașina luată, e un bonus. E un bonus. Dar tu trăiești viața bucurându-te de această călătorie care e plină de provocări, plină de hârtoape câteodată. Dar dacă tu ai starea de bine, atragi și creezi o altă calitate de viață. Dacă fericirea ta, care înseamnă emoția ta, nu înțelegem că nu vine la pachet cu copilul, copilul nu vine cu emoția ta, nu o conține. Tu deschizi cutiuța și o conectezi cu copilul și e minunat, dar nu e despre copil, e despre tine. Tu deschizi cutiuța când vrei să fii nervos și spui: ăla m-a supărat. Nu, ăla a făcut ce a putut el, tu conectezi emoția. Vreau să înțelegem că fericirea este o emoție. Da? Noi o confundăm că banii sunt mai puțin importanți, că fericirea mai importantă. Cum confunzi emoția cu ceva care cumperi lucruri cu un preț afișat? Nu mă duc să depun emoție să cumpăr o casă, nu mă duc să dau bani să cumpăr să dau emoție să cumpăr o pâine și nici nu pot să-ți dau ție bani ca să-ți cumpăr inima, să-ți bată repede, să strălucească ochii, că nu se poate, da? Și atunci să înțelegem și să nu mai confundăm. Avem dreptul divin la prosperitate, avem drept divin la sănătate, să avem grijă de noi și așa mai departe. Dar fericirea este o emoție, atenție, este un opțional în mâna ta pe care poți să-l accesezi în orice secundă, pentru că e cutia ta și cheia ta. Poți să fii fericit că ăla n-a dat peste tine, deci dintr-un lucru negativ să fii fericit că a ieșit un lucru bun, poți să fii fericit pur și simplu că vezi cerul, sau poți să fii extrem de nefericit și tăvălit că ți s-a rupt o unghiuță și mâine te duci la nuntă și cine ți-o mai face. Adică este opțiune. Cum nefericirea, care noi o numim suferință, este o opțiune. De exemplu, poate să te doară foarte tare genunchiul, fizic, doare fizicul. În momentul în care suntem
nefericiți, alegem peste durerea fizică, psihic, să fim nefericiți. Da, adică deschidem cutiuța și alegem ala, bala, portocală, nu vreau să fiu fericit. Pot să fii foarte bine fericit, de exemplu, eu am, nu știu, am avut un nerv ciatic, nu știu să spun, nu puteam să calc la un moment dat, trebuia să plec în vacanță cu copii, nici măcar nu le-am spus, întâram geamantanul la 20 de minute să mă ridic, deci era horror. Dar mă gândeam că sunt din ce în ce mai bine și oricum eram fericită că plec în vacanță. Vă dau exemplu ăsta, că nu contează dacă ai o durere, o boală, un lucru, fericirea nu are legătură. Noi îl conectăm cu sănătatea, îl conectăm cu banii, îl conectăm cu familia. Nu are nicio legătură. De ce? Familia, banii, sănătatea nu dețin emoția ta. Emoția ta, eu am văzut oameni care poate erau, ferească Sfântul cu bol terminat și așa, și erau fericiți pentru clipele alea, fericiți că te văd, fericiți că, nu știu, mai pot vorbi sau lucruri de genul ăsta. Oameni fără mâini, fără picioare, ca Nick Vucci, care s-a născut așa și a realizat multimilioane și s-a căsătorit, are doi copii, Stephen Hawking, marele om de cosmolog, da? Care deja nu mai avea un corp, nu mai avea nici cap, familia, nu știu așa, cum era, nici nu mai conta, da? Da? Dar omul era fericit, transmita în tubul ăla unde scria sute de cărți, în felul ăla cât a putut el să dea omenirii. Despre asta este vorba. Deci să nu mai confundăm scopurile, așteptările noastre cu fericirea. Fericirea este o emoție și suntem absolut, cum să spun, 100% în dreptul și în puterea să creăm fericire din nimic. Din absolut nimic putem fi fericiți, că putea fi mai rău, că putea fi altfel. În schimb, noi ce facem? Luăm lucrurile bune, ne bucurăm două minute și ne punem un alt scop și o să fiu fericită la anul și la anul și vacanța nu-mi place și hotelul e nu știu cum, camera și... Deci nu e despre asta. Și ce exerciții putem face, de exemplu, și, nu știu, ca să îmi spui cum putem să eliminăm barierele acestea de care vorbim, da, aceste condiționări, așteptări și așa mai departe, în momentul în care, știi, ai și tu o zi în care nu te simți ok, să zicem că eu sunt, am înțeles ce ai spus tu și eu sunt fericită, sunt recunoscătoare, că trăiesc, că văd lumina soarelui, că respir, așa cum spui tu, dar mă las influențată de factorii externi, da, poate am o zi proastă la muncă, poate am o problemă în familie sau... Vari motive. Cum pot aceste lucruri să nu mă afecteze pe mine și să nu-mi afecteze starea mea de bine? Am înțeles. Primul lucru este să întrerupem overthinking, care înseamnă supragândire, adică gândire excesivă. De fiecare dată când avem o problemă, intervine mintea. Nu mai suntem în intuiție, suflet, emoție pozitivă, suntem în minte unde ne toacă, uite, exact. N-ai făcut, rotițele. Nu te-ai ieșit, ce o să te faci? În momentul ăla punem o întrebare, da, merge, uite, exercițiul ăsta e exercițiu. Exact, da. O întrebare simplă, banală, pe care poți să ți-o pui și tu acum. Ia să vedem. Am răspuns după cum a funcționat. Bine. Deci în momentul în care suntem ce mă fac și intrăm, punem o simplă întrebare minții. De unde vine următorul meu gând? Și o să auziți, nici greierii nu mi-au zis. Mintea tace și face... și ai o pauză în care... poți să respiri și să-ți revii, pentru că se oprește acea gândire pe bandă de lucruri negative. Și apoi, primul lucru pe care să-l faci este de la Mel Brooks, care să numeri de la 5 la 0 înapoi, pentru că în mintea nu e obișnuită să numere înapoi. Dacă pui 1, 2, 3, ea poate să facă și gânduri negative pe lângă, să gândească la altceva, că e obișnuită. Dacă pui să numere invers, se oprește din... gândurile negative și se concentrează, da? Să nu. Da, da. Și faci așa, 5, 4, 3, 2, 1, 0 și la sfârșitul numărătorii pui un gând constructiv. Sigur o să iasă ceva mai bine din lucrul ăsta, sigur o să mă duc la un job mai bun, sigur o să găsesc o soluție pentru sănătate sau pentru problema respectivă. Și în loc să te duci pe explicații și gânduri, te duci pe o frază în care să cuprindă cuvântul soluție și sigur o să fie mai bine. Și atunci o să vedeți că toate lucrurile, energia ta, gândirea ta, se oprește cumva din... ce scuze? Da. Se oprește cumva din gânditul acela excesiv și mai ales din gânditul ăla negativ, pentru că în momentul ăla ești ca un roboțel. Nu mai realizezi ce faci și te duci în normalitatea ta de auleu. Povestea tu de maimuțica din mintea noastră, nu? Exact. E exact, acea maimuțică. Exact. Da, exact. Vreau să știu dacă, nu știu, am putea să spunem că suntem mai fericiți pe măsură ce înaintăm în vârstă și atingem așa acea înțelepciune.
Ceva s-a întâmplat? Îți aducem un pahar de apă dacă e nevoie, da? Mm. Așa. Deci mă gândesc așa, că îi văd pe acei bătrâni, să zic așa, nu? Care sunt înțelepți și îi vezi liniștiți și îi vezi sfătoși. Și tu ești tânăr și nerăbdător și te gândești cum să faci, cum să dregi, cum să atingi nu știu ce lucru, dar nu știu ce scop, cum să fii fericit. Și zic, stai tu liniștit, stai că o să vină. Despre o să vină asta e vorba. Da? Exact despre asta e vorba. Hai să-ți dăm un pahar cu apă. Mă salvează. Se mai întâmplă, și mie mi s-a întâmplat. Suntem în direct, așa că nu e problemă. E minunat. Da. Câteodată universul nu vrea să dau exercițiile pentru fericire. Să nu dai din casă, nu? Să nu dau din casă, exact. Înțelepciunea, da. Că asta înseamnă de fapt cu vârsta, la un moment dat vine această înțelepciune. Înțelegi că toate lucrurile acelea după care alergăm, sunt minunate, dar de fapt baza, adică fundația vieții, este să te bucuri că existi, să te bucuri de lucrurile care sunt așa cum sunt. Pentru că tot vorbim de fericire, vreau să vă explic că nefericirea, suferința cea mai mare, iese din faptul, atenție, că nu accept ceea ce este așa cum este și nu s-a întâmplat cum mă aștept eu. Deci, deși s-a întâmplat deja și nu este ce vrei tu, tu nu-l accepți, adică doar respingi ceva care oricum este. Sper să nu fiu prea filozofică, că nu vreau și practic, tu nu accepti ce se întâmplă în realitate, dar nu accepti realitatea. Și atunci tu suferi artificial și abstract că nu accepti. În loc să te gândești, ok, n-ai și ce-am vrut eu, de acord, te super puțin, e normal, da. Nu știu. Care este soluția să îmbunătățesc, dacă pot îmbunătăți acel lucru, dacă nu, cum merg mai departe cât mai repede? Adică, să zicem, a părăsit Ionică. Plâng, mă, te vezi, nu-mi place, îl iubesc aleg încă. Să plâng, nu? Aleg să plâng și să sufăr sau da, de mâine? Aleg puțin așa, că sunt om și dacă îl mai iubesc încă... Nu. Dar la un moment mă gândesc, care-i soluția, chiar dacă îl mai iubesc încă și nu mi-a trecut, că n-am niciun control asupra emoțiilor acolo, la iubire mă refer, că depinde o altă persoană care nu e în mâna mea, dar care este soluția să-mi fie mai bine? Și mă gândesc, hai să mă focusez să fac un proiect nou, să mă duc la un curs, să ies mai des cu prietenele mele. Adică, în loc să mă focusez pe vai de mine ce s-a întâmplat, întotdeauna să mă focusez pe soluție, nu pe explicații. Da, de ce mie? Da, de ce așa? Da, de ce acum? S-a întâmplat! Hello? Și începi și faci comparații și te uiți în jur. Mi-e vine să trec așa cu mâna prin fața oamenilor. It's done! S-a făcut? Nu mai ce să schimb. Exact. Și atunci noi n-am mai suferit, 99% din suferința noastră ar dispărea. Adică, dacă noi am accepta ceea ce este așa cum este, că oricum este... Da? Și am permite și oamenilor să fie așa cum sunt, că oricum vor fi așa, noi doar să alegem cu cine vrem să stăm și cu cine nu vrem să stăm și să îmbunătățim acele lucruri care vin în viața noastră, să găsim soluții pentru ele și în momentul în care tu găsești soluție, în momentul în care îți respecti cuvântul, devii disciplinat, acolo e cumva mult mai ușor ca o consecință vină această fericire, pentru că tu te respecti pe tine și spui, băi, mi-am respectat cuvântul. Uite, am zis că mă scol mâineața la 5 și mă apuc și eu să fac sport sau ce mă apuc eu acolo și am făcut. Uite, am promis că mă duc la televiziune, la Metropola TV și am fost acolo în timp. Ai începi să capeți un alt fel de respect față de tine. Deci nu mai depinzi că n-ai mașina sau că nu ai nu știu ce, ci te simți bine în pielea ta, că îți respecti toate lucrurile pe care tu te aștepți de la tine. Mă gândesc că trebuie și mai simplu așa și îți simplifici mult viața, mai nu? Simplu. Și să-ți spun ceva, Dana, noi nu ne aliniem de multe ori la așteptările noastre, de la noi, care între noi și noi... Pentru că avem așteptări din partea celorlalți, nu, le preluăm. Nu, deci te aștepți de la tine să mănânci mai sănătos sau să te duci să faci sport sau să fii mai disciplinat și de multe ori nu le respectăm. Da. Deci noi nu ne respectăm așteptările noastre. Oamenii sunt la fel și ei, că și noi suntem oameni, nici ei nu-și respectă așteptările de multe ori. Mă las de fumat, mă las de nu știu ce și nu reușesc, da? Exact. Dar noi am vrea ca ei să se alinieze la așteptările noastre. Deci noi nu ne aliniem la ale noastre, ei nu se liniază la ale lor, dar am vrea ei să facă ceea ce ne dorim noi. Crezi că e posibil? Nu prea. Exact, e o glumă, ai văzut? Da. Dar toți ne supărăm foarte tare când nu se comportă cum ne așteptăm noi și nu fac ce ne așteptăm noi. Și acolo intervine suferința asta în care chiar e abstractă, că nu înțelegem, că n-are nicio legătură cu așteptările noastre, ci are legătură
cum să fac mai bine sau să mă întâlnesc cu altcineva sau să vorbesc cu altcineva, să fac altfel, cum să îmbunătățesc viața mea și să evoluez. Totul e despre asta. Ciara Salas, mulțumesc tare mult. S-a terminat, nu-mi vine să cred cât de repede s-a terminat, însă te aștept cu mare, mare drag. Știi prea bine că ești mereu binevenită aici și să ne povestești așa din experiența ta și să ne aliniezi, așa cum place mie să spui, pentru că, uite, plecăm mai îmbogățiți după discuția cu tine și promitem că o să facem acest exercițiu. Să mulțumesc din suflet. Că fericirea este în noi. Și nu uitați că fericirea este o alegere și suferința este o alegere. Mulțumim mult, Ciara Salas. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.